Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Petrocub Hâncești a pierdut cu scorul de 0-3 în fața echipei Rapid Viena și a suferit a treia înfrângere consecutivă în Conference League. Campioana Moldovei ocupă ultimul loc în clasament. Galeria Petrocub are acum concurență. 450 de suporteri austrieci au făcut drum lung până la Chișinău pentru a-și susține echipa Rapid Viena, care își dorește să obțină cele 3 puncte. Sunt dezamăgit. Au fost, cred, frigul de afară, joacă fiesta. Nu mai pot stau, nu mai pot să văd ce se întâmplă. Mă doare suflet și inima. Deja nu mai are rost la 3-0, adică în orice caz le urăm succes meciilor următoare. Un meci bun, dar cu victoria adversarului, victoria categorică, care nu spune la îndoială. Deși mulțumim băieților pentru, la marea parte a băieților, pentru prestația de azi. Au jucat fotbal, n-au fost fricoși, au încercat, dar este diferență. La moment dat este diferența între noi și adversarii noștri, trebuie să recunoaștem, trebuie să fim sinceri. În primul rând trebuie să fim sinceri, deoarece diferența trebuie să o recunoști, să asumi responsabilitatea jucătorii și să dai mult mai mult în teren. Conștientizăm că jucăm cu echipe nu din campionatul Republicii Moldova, sunt echipe foarte bune la nivel european. Și da, Piernici și cu mingea ce de bine joacă, au un joc de echipă foarte puternic, chiar i-am analizat și noi, nu știu, trebuie să realizăm unde ne aflăm și cred că am... E unită, doar că după rezultate proaste, desigur, sunt nemulțumiri și trebuie să ne strângem, să vorbim și să ne apucăm de treabă. Mai avem meciuri în care putem demonstra puterea noastră. Petrocub va susține următorul meci din Conference League pe 27 noiembrie în deplasare cu Istanbul Başakşehir. Partida se va disputa de la ora 17:30 și va fi transmisă în direct de Wii Sport.